Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Șocurile minții. O scenă domestică. Familia Larkin mănâncă liniștită micul dejun înaintea unei zile foarte, foarte obositoare. Oh, Andy! M-am săturat definitiv de tine și de farsele tale! Asta n-a fost o farsă. Asta e ultima mea invenție, cuptorul cu microunde cu spălare automată. O să fac milioane cu asta. Deci acum ești și inventator. De ce nu ți inventezi un creier pentru tine? Dar ar fi atât de nedrept, eu să am unul, iar tu nici unul. Tinere, vorbesc foarte serios. Nu trece nici măcar o zi fără să faci una din farsele tale. Încep să mă îngrijorez. Mama, dacă ești așa de îngrijorată, pot să fac două farse pe zi, să știi. Nu fi obraznic! Farsele astea sunt ca o obsesie pentru tine. Dacă mai ține mult, o să trebuiască să-ți găsim un ajutor profesionist. Mamă, dar nu e nevoie, sunt capabil să-mi fac singur farsele, să știi. Andy, nu face pe deșteptul cu mama ta. Consideră că te-am avertizat. Data viitoare, când o să mai faci vreo cascadorie, s-ar putea să ai parte de consecințe grave. Ceva îmi spune că nu glumește. N-am mai văzut-o atât de furioasă de când tata i-a spus că ciorapii ei sunt prea largi, iar ea nu purta niciun ciorap. E cald aici sau mi se pare mie? Mamă, nu! Andy, tu ești acela care a pus făină pe ventilator? Da, dar ca să mă apăr, asta a fost acum câteva zile, am uitat complet despre asta. Deșteptule! Vino încoace, obrăznicătură! Mersi, Maș, îți rămân dator. Și purcelușul ăsta a venit la școală. Încă nu? Frumusețea unei farse minunate stă în detalii, prietene. Iată-te, purcelușule, sper că ți-ai luat legitimația. Ei, și acum pentru partea frumoasă. Orcușorule! Aici poliția este Gekel. Porci? Aleargă prin școală? Hei, asta e problema cu copiii de azi, n-au educație. Deșteptule. Bun, ăsta e ultimul dintre ei. 1, 2, 4. Hă? Unde e porcul numărul 3? Farsă în farsă! V-am spus că asta e partea cea mai frumoasă. Haideți cu toții să căutăm în continuare. Numărul 3 nu poate fi departe. Larkin, nu mai face figura aia prostească. Știu că ai o legătură cu asta. Vai, Doamne, sper să nu mă fi turnat careva. Domnule și doamnă Larkin, de aceea v-am chemat. Treaba asta cu porcii a fost ultima picătură. Încă ne mai distrăm căutând purcelușul cu numărul 3. Purcelușule, unde te-ai ascuns? Purcelușule, sper că nu vă gândiți să-l exmatriculați pe Andy. Nu mă gândesc. Încă nu. O să-i recomand câteva ședințe cu domnișoara Murphy. Ce s-a
întâmplat, dragule? Nimic, doar un cârcel la picior. Cine e domnișoara Murphy? Este consilierul școlii, doamnă Larkin. Dacă ea nu poate să vă îndrepte fiul, atunci nimeni nu poate. Consiliere? Asta poate fi interesant să știi. Hai, ieși afară, porcule! Porcușorul! Vino încoace, purcerușile, unde te-ai ascuns? Ai și o culiță, ieși odată! Intră! A, da, Andy, te așteptam! Ia loc! Domnul de Rosa mi-a spus că ai o problemă cu farsele. De ce faci asta? Dumneavoastră să-mi spuneți de ce credeți asta? Eu te-am întrebat prima. Se pricepe. Ei, cred că ați pus punctul pe i, ca să zic așa. Problema ta cu farsele? Nu, problema dumneavoastră. Problema mea? N-am nicio problemă. Ați spus că am o problemă cu farsele, nu-i așa? Și nu-i așa? Nu, n-am nicio problemă cu farsele, absolut deloc. Tu nu crezi că povestea cu farsele e o problemă? Exact, cred că sunt un tânăr bine crescut și fără nicio problemă. Atunci de ce toată lumea crede că ai o problemă? Păi asta nu știu. Așa nu ajungem la nimic. Vreau să vii la mine la birou pentru ședință înainte și după școală zilnic. E, asta ar fi o problemă. Cum? Problema e că mama are cina pe masă, mă înțelegeți? Deja am vorbit cu părinții tăi, totul e în regulă. Acum du-te la ore. Ne vedem după amiază, nu uita! Nicio problemă. Dar care ar fi problema ei? Înainte să vă deschideți cărțile, vreau să vă reamintesc că trebuie să fie liniște atunci când citiți. Tu ce spui, Andy? Pot conta pe tine că o să-ți ții gura închisă? Desigur, domnule Hutchins. Bine atunci. Toată lumea în liniște, vă rog. Deschideți cărțile la pagina 56. Hei, dar am scos eu vreo vorbuliță cumva? Am auzit despre nebunia ta cu tacâmurile, Andy, dar cred că exercițiul ăsta o să te ajute. Îi spune terapie principat. Eu o numesc o oportunitate ca să fac puțin haz. Haide! Nu pot, mă simt puțin aiurea. Nu trebuie, dă-i drumul. Poți să faci mai mult de atât? Nu te-am auzit. Da, așa a fost mult mai bine, Andy. Cred că ajunge pentru astăzi. Ne vedem mâine dimineață, da? Domnișoară Murphy, credeți că mă puteți vindeca? Desigur. Am crăpat ouă mai tare decât tine. Serios? Cine? Chiar pe misteriosul farsăr din East Geekle. Misteriosul farsăr din East Geekle? A fost acum 20 de ani. Dar a fost cel mai mare farsăr pe care l-au cunoscut provinciile din prerie. Cine era? N-aș putea să-ți spun niciodată. Tot ceea ce aud în camera asta e strict confidențial. Dar cum ați reușit să-l vindecați, ca să zic? În același mod în care o să te vindec și pe tine, Andy Larkin. Cred că ce avem noi aici se numește o luptă a voințelor. Domnul East Geekle a devenit roz peste noapte. Misteriosul farsor a lovit din nou. Să știi că am trecut câțiva clasici în viață și nimeni nu a reușit să afle cine este. Mă întreb cum se simte Andy după prima zi cu domnișoara Murphy. Nu pot să văd, nu pot să văd. Andy, ai pățit ceva? Așa e mai bine. Sunt orb ca un liliac cu chestiile astea noi, să știți. Desigur că miracolele nu se întâmplă peste noapte. Spune-mi ce vezi, Andy. Văd o câmpie verde în Parcul Național Banff. Fluturi minunați și păsări. Sau poate o fi insula Vancouver? Bine, foarte bine. Asta se numește un exercițiu de vizualizare. Ar trebui să mă oprească să nu mai fac farse, nu-i așa? Facem progrese minunate, dar trebuie să ne concentrăm la asta. Ne vedem după școală.
De-abia aștept, domnișoară Murphy. Simt cum o să mă schimb pe zi ce trece. Ah, domnișoară Weeble, mă puteți cumva ajuta? Cu ce? Trebuie să măsor clădirea școlii pentru ora de matematică. Păi, bine, te ajut cu plăcere. Bun, țineți-l pe perete, vă rog. Așa? Perfect. Acum orice ar fi să nu-l scăpați când o să trag de el. Hei, Leech, poți să faci ceva pentru mine, te rog? Nu mai desena? Cum te simți? Bine. Nu ești frustrat, iritat, neîmplinit? Se pare că pe aici nebunii conduc azilul. Nu. Știți ceva, domnișoară Murphy? Cred că merge. Chiar simt asta. Deja mi-am pierdut interesul pentru farse. Andy! Andy! Larkin, au trecut câteva zile de la incident. Deci, cum te înțelegi cu domnișoara Murphy? Foarte bine, m-a ajutat foarte mult. Aproape că am renunțat la ideea de farse. Foarte bine, Larkin. Ține-o tot așa. Totul ține de control. Uite, de asta, prietene, trebuie să ai întotdeauna o din asta la tine. Dar cine era tipul mascat cu o telecomandă? Andy, cazul tău o să dureze mai mult decât credeam. Noutățile despre exercițiile de matematică și despre ora de dansă domnului Hutchins tocmai mi-au ajuns la ureche. A fost o scăpare de moment, domnișoară Murphy, pe cuvânt. Poate că ar trebui să săpăm mai adânc. Îți mai amintești prima ta farsă? Prima mea farsă? Cred că am făcut prima farsă imediat după ce m-am născut. Îl întâlneam pe tata pentru prima dată. Gucci, Gucci, gu! Oh, Andy! N-am spus că a fost foarte inteligentă, dar acum simt cum îmi pierd interesul pentru farse, domnișoară. Sper că este adevărat. A fost greu de vindecat ăsta. Cum îl chema? Că nu mi-aduc aminte. Oh, vrei să spui... Bună încercare, Andy. Dar da, a fost dificil de vindecat misteriosul farseur. Foarte. A trebuit să merg până la ultimul pas. Care anume? Să începem cu începutul. Domnișoară Murphy, sunteți sigură că asta face parte din cură? Absolut sigur. Vezi tu, e important să înțelegi mai întâi cum este să fii o victimă a farselor tale. Domnișoară Murphy! Domnișoară Murphy, ați nebunit? Doamne, domnule de Rosa, îmi pare rău. Vroiam să-l țintesc pe Andy. De ce te-ai ferit, neobrăzatule? Hei, dar scrie cumva pe fruntea mea victimă? Domnule de Rosa, lăsați-mă să vă ajut să vă curățați. Sunt câteva prosope în baie. Cum spunea chelnerul neîndemânat clientului, câteodată lucrurile vă cad în poală. Aha, misteriosul farser. Vă vine să credeți? Nici măcar nu are numele lui? Ce-i asta? După multe ședințe cu farserul, am reușit să-l vinde complet, exact înainte să pună în practică ceea ce ar fi fost cu siguranță cea mai elaborată farsă a sa, infama farsă, Miei zburdalnici. Detaliile acestei farse sunt prezentate... E neprețuită, chiar și șansa mea de a face ceva rău. S-a terminat! M-am săturat să fiu drăguță cu tine! Mâine dimineață să vii la mine în birou la prima oră! E timpul pentru... pasul final!
Terapia yo-yo? Foarte amuzant, Andy. Dar asta e utilizată la hipnoză. Puterea sugestiei. L-a vindecat pe misteriosul farsăr și o să te vindece și pe tine. Nu-mi vine să cred că mă obligați să mă duc. Andy, ora asta, ori exmatricularea. Cine știe cum o să fiu după ce termină cu mine? De parcă ai putea fi mai rău. Trebuie să ne maturizăm și să fim responsabili mai devreme sau mai târziu. Chiar și misteriosul farsăr a trebuit să se lase la un moment dat, dragule. Ai auzit de misteriosul farsăr? Toată lumea știa. Făcea farsă când eram noi la școală. Dar cine era? Noi n-am aflat niciodată. Tot ce știm e că într-o zi acele farse s-au oprit. Pentru totdeauna. Și asta o să se întâmple acum, după ce domnișoara Murphy o să termine cu Andy. O, deja simt pacea, liniștea. Ah, Doamne. De parcă Andy Larkin, maestrul farselor, ar lăsa să se întâmple așa ceva. Bun, acum mă duc la ultima reprezentație cu domnișoara Murphy. Dar asta nu înseamnă că nu mă pot distra puțin până acolo, nu? Scuze, ți-am lovit mașina. Nu mai pot rămâne, am întârziat la o întâlnire, dar promit că o să plătesc toate reparațiile. Andy, vreau să te relaxezi. Nu o să te doară deloc. În câteva minute o să te trezești ca un tânăr normal care nu mai vrea să facă farse. O să număr de la 10 la 0, Andy, și o să vezi că o să începi să adormi. Mi-e frică, domnișoară Murphy, dacă o să rămân cu privirea cruciș. Reparații? Pentru ce reparații? Unde m-a lovit? Nu văd nimic stricat. Nu o să mai faci farse niciodată. Nu o să mai fac niciodată farse. Nu o să mai fac niciodată farse. Gata? Trezește-te! Ce? Ce s-a întâmplat? Ai tras doar un pui de somn, Andy? Cum te simți? Îmi e somn. Andy, știi ce e asta? Nu, domnișoară Murphy. Este o sticlă medicinală. Vreau să o pui la mine pe scaun ca să mă așez pe ea. Nu pot. Asta e o floare cu apă. Vreau să mă stropești cu ea. Foarte bine, Andy. Poți spune fără teamă sau îndoială că nu o să mai faci farse niciodată. E minunat, domnișoară Murphy. Vă mulțumesc. Te rog să mă crezi. A fost plăcerea mea, Andy. Tu nu o să mai faci farse niciodată? Știi, asta e foarte interesant. Mă stor clădirea școlii pentru un proiect la matematică și am nevoie de ajutorul tău. Ține asta și eu mă duc, știi, după colț. Uite ce, Helici, de ce să nu mă duc eu după colț în locul tău? Bine. Hei, Lic, ai puțin timp? Lic are nevoie de niște ajutor cu proiectul lui de matematică. Vieții Lic și Lic, dacă mintea lor era dinamită, n-ar fi avut destulă să le zboare pălăriile. Eu să am creierul spălat, nici vorbă. Lentile de contact ca să mă protejeze de hipnoza malefică a domnișoarei Murphy. O mică mișcare a mâinii și voilà. Și acum să vorbim despre miei zburdalnici. Credeți-mă, domnule de Rosa, nu o să mai aveți probleme cu Andy Larkin. Metodele mele nu dau niciodată greș. Zilele farselor lui au luat sfârșit. Sper, domnișoară Murphy, sper să se termine așa. Domnișoară Murphy, s-a deschis un nou post de consilier la ferma din apropiere.
Cred că o să fii foarte fericită acolo. Dar nu înțeleg, adică... E cel mai frumos lucru pe care l-am văzut. Miei zburdalnici. Dar de unde știi despre miei zburdalnici? Adică am auzit niște zvonuri când am fost la școală, dragule. Ei, doar nu credeți că tata... na. Cred că numărul 7 lipsește, domnule De Rosa.